Of, 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 of. Tăticule! Da, tată! Nu ziceai că mergem să mă vezi pe mine, să vânez? Mergem, tăticule, dar trebuie să mergem întâi să... să luăm niște mâncărică, că mi-e foame. Mi-am un sandwich ceva de la, de la Peco și după aia mergem. Păi hai să mergem. Dar vrei tu neapărat astăzi? Da, păi mi-ai promis. Adică oricum trebuie să vindem, că nu prea mai avem mâncare. Așa e. Poftim? Așa e, că nu prea mai avem mâncare. Păi nu prea mai avem astăzi. De aia ți-am zis să mergem la vânat. Pe poliție. De unde ți-ai simit? De aici, de la magazin, din oraș? Nu, mergem la pe comparte. Ah. Să trăiți, domnii polițieni! Nu cred că te aud. Au geamul închis. Păi eu am zis la glumă, bă, să nu mă audă fraierei. Aaaa. Că mă dau ăștia. Păi nu te-am învățat prea bine. Ia stai mă aici ăștia ce au, dracu, au sandwich-uri pe aici ceva? Nu cred că au sandwich-uri ăștia. Abia au deschis, ia, hai să vedem, poate au ceva bun de mâncare. Asta e cafenea, da, dar nu e de mâncare. Bună ziua! Bună ziua! Ce ciudat! Uite-mă ca o masă aici, uite mâncare. Se vede că plouă înăuntru, cu aia. Crezut eu că dau, dau. Ia uite! Ma! Ia băgă și tu repede ceva sub. Vezi ce astea două simte. Hai repede, hai să plecăm, poate ne vede dracu cineva. Ia să bă repede. Bă, da, au făcut frumos ăștia pe aici, să știi și tu. E frumos, e frumos. E în oraș, normal că e frumos. Dar noi acolo la țară. Nu fac și acolo o cafele. Nu știu ce să zic. Nargalale, da, acum ce numesc? Da, nargalile. Nargalile, iar. Ci că-s bune ale. Nu, nu ai voie. Și sunt și păi nu, că nu e ca țigare. Lasă, am zis că n-ai voie. Că dau dracu capul de torpedo. Nu înțelegi, n-ai voie. Gata, gata, da. Gigel alu... alu Andrei ăla... fumează numai de-astea căs. Lasă că ăla are bani, o avea altă poziție. N-ai tu voie de așa ceva. S-a înțeles? Gata, gata. Te bă, mă uitam dracu la tine și trec și pe galben. Hai că nu te-a văzut nimeni. Știi ce vreau să te învăț? Ce vrei? Vreau să te învăț odată să mergem cu camionul. Să iau o cursă de la Neastelică. Oh. Să mergem cu camionul odată, să vezi camionul? Ce viața de tirist. Da, cu eu camionul. Abia știu să conduc mașina asta mică, dar camion de la cu remorcă. E bun să-mi vii și ăsta, bă, pensi și tu. Dar trebuie să mai luăm de la Peco. Că nu ne ajung. Chiar e bun. Cu ai gustat din ele? Stați puțin băieți, cred că am o problemă mică la voice chat, dacă nu mă înșel. Să vedem acum. Ce vrei tătă, vrei să pe mine cu drumul? Mi s-a plăcat un pic din sandwich-ul ăsta în gura. Ah. Da. Bă, ai văzut ce ăsta aici, ce reprezentanți au făcut ăștia aici?
Da, uite. Eu mă dau jos să-i fac o poză să arăt și lui tanti Floarea acasă. La nu mai arată că ai spune la toți. Dă-o dracu' în pușcărie. Bă, eu uite, eram pe d-alea ca... Hai să traversăm repede, să facem o poză aici. Cred că poate vine vreo mașină. Are rampe de alea. Bă. Toyota, ia-o și tu. Hai, hai dracu, poate n-avem voie să facem pot. E Toyota. E Toyota, chiorule, nu vezi că e cu... A, Toyota. Ia, nu mi-am dat seama, e mai greu cu cititul așa. Păi, de, e și vina mea până la urmă, că în loc să te las de la școală te-am trimis cu oile. Eu te mai scrie ceva acolo, City 1. Da, da, da. Trebuie să te învăț să lucrezi și tu, că altfel morim de foame dacă stau să lucrez doar eu. Și știi și tu bine că mă tai. Păi, dar mama, ce faci? Mă tai cu casa, cu astea, curățenie, toate astea. Toți nebunii. Deci ea nu muncește. Păi muncește acasă, dar eu nu pot să-i dau salariu. Trebuie să vindem și noi ceva, că suntem de la țară, să producem, să muncim. Bă, dar tu ai văzut, bă, că Stelica e lui Fiston, un calculator de la se joacă la cu mașini pe acolo, tata ziua, bă, să mor eu. Păi se joacă, dar nu mai face nimic la Eleniș. Să rămână! Să rămână, tanti Doina. Vreau și eu 6 sticle de apă, de alea la un litru, de-astea agro, de-astea ieftine, că n-am bani. Așa, și dați-mi 4 sandwich-uri. Vrei ceva dulce? Vrei ceva, o cafea? Nu vreau, băi, o apă minerală, dacă produc plată. Dă-i și la băiatul apă minerală. Te aștept la mașină. Ia și tu un corn, ceva, un croissant. Te-am pus aici apa asta. Ce dracu s-a întâmplat, mă? Ce-a făcut? Deschide capota. Ce s-a întâmplat? Deschide capota, că nu știu, e... Nu mai pornește, mă? Nu știu, s-a oprit la relantiu. Aude. Vreți să iau apa aia de acolo, să dau peste el pe aici? Nu, dracu, că încingi motorul de tot. Ia stai să mai încerc o dată, ia vezi acolo, ia mișcă un pic de la de piulița de acolo, că e sărit acolo pe furtun lângă radiator, ia de. Miști? Ia, am mișcat în furtun. Gata, hai, urcă, hai, dă cu capota aia. E bine? Da, închide capota aia. Fă, mă, dar urât face furtunul ăsta, motorul ăsta. Hai, închide capota aia, ăsta, că miroase urât aici. Haide. Iar ați prins bun aici. Urcă-te. Hai să mergem ușor spre deal. Că prioare nu e pur și ăsta, că nu consumăm muniția pentru iepuri. Că nu mănâncă nimeni iepuri. Bă, băieți, dacă vă place, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like. Eu sper să vă placă. Știți că puțin iepuri. Am mâncat la stil. Să vă placă, apăsați și voi pe butonul de like dacă vă place. Am mâncat la stil că e purtăie. Și erau buni? Ce? Erau buni? Erau buni, i-a făcut frumos cu tocăniță de aia, erau buni. Trebuie să sunăm acasă pe Mata să facă și o tocană, o ceva. O mâncare de aia de cartofi, care cartofi. Bă, au făcut curte. Frumos, ăștia mă aici în Sătuc. Păi, tu mai știi, mă, ce era acum un an, doi? Că erau numai case de-astea, erau uite ce pe aici. Poduri au făcut, ce astea. Toți nebuni. Frumos pe aici, dar n-am mai fost de mult până oraș. Nici eu n-am acolo la noi,
Nu am mai făcut nimic, tot așa a rămas. Ce dracu să facă, mă, dacă stăm singuri în pustietatea aia? Sper să prindem ceva să vindem, că cu banii stăm destul de rău. Asta, lasă că luăm acum două cerbi de aia, două cerbi, cum se numesc aia, că nu știu, căprioare, tată, căprioare. A, luăm de alea și le vindem la târg, duminică. Dar să nu se putrezească, le băgăm în congelator, aruncând cartofii de mai erau pe acolo și... Ia uite-l pe la ce mașină are, fii atent și tu, neică. Mă, mai e de-aia de șmecher de oraș. E nebunie rău de tot mașina aia, mă, băiatule. Ia uite-l și pe stradă. Au luat o raznă ăștia în oraș aici, mă, băiatule, de ceva timp. Ia uite, au rupt semaforul. Bă, dar ăștia au făcut accident aici, cred, da. Cred că au rupt semaforul, fii atent la ei. Tu... Mamă, era puțin în spate, ce-ai trecut pe roșu, cred. Sau nu se mai pune dacă e rupt. Dacă e semaforul rupt, pe ce vrei să trec pe Maro? Sper să nu ne urmărească, că acum o luăm spre deal și s-ar putea să li se pară ciudat. Nu, dă-i dracu că am făcut dreptă. E bine atunci. Au asfaltat din nou pe aici, prin sat, la ieșire aici din sat. Vezi, au făcut, au turnat griblură din asta. Bă, dar drumurile astea sunt așa, zici că suntem în Germania aia. Așa sunt în Germania, drumuri de astea așa negre. Păi în Germania așa sunt drumuri de astea așa. Da? Am văzut eu pe telefon la nu știu ce. M-am uitat la ceva și arăta așa. Dar tu câte rate mai ai, mă, de plătit la telefonul ăla? Vreo 3 parcă. Ai dat dracu mult rău pe telefonul ăla, nu știu, mi se pare că asta că a meritat. La ce telefon? Ești mic, cum se numește? E iPhone ăla. Da, e bun rău. E făcut în China ăla, nu? Sau? Da, parcă da, nu mai știu, dar arată și vremea. Da, păi ce, mă, ăla e busul? Păi eu îl dădeam afară pe busul de la ProTV, mă, dacă mi-a arătat telefonul vremea. Păi arată vremea. Bagă, am văzut și manele de alea. Urcă. Hai da. Și câte ceasuri mai nevoie de la mână. Și ceas, e bine dacă își face treaba. Da, am văzut acum un abonament de la bun cu net, cu de-alea, că nu merge, nu ți arată așa vremea oricum. Trebuie să plătești o grămadă de bani, dar stelica are. Păi lasă-o, ce lucrează tata lui Stelica și ce lucrez eu. Nu-mi permit. Trebuie să te duci la muncă, la Arad, la ăstea. La Arad? Ia uite că prior acolo în față. Fii atent și tu, fii atent, trebuie să fii liniștit, să nu o sperii. Stai că... Ven... În liniște, ușor. Bă, mașină în spate, poliție, bă! Alu... Am luat-o. Alu! Poliția în spate. Doamne, ce m-a speriat. M-am și speriat, dracu. Adică dau un bucat să scoat ale. Adu cuțitul, să tăiem animalul. Tăie ce să le iau de aici. Bună ziua, agent Simion Mustafa de la Poliția Română. Să trăiți. Spuneți-mi. Agent șef comătarul Gicu de la Poliția Română. Aș vrea să știm și noi ce se întâmplă aici. Sunt avânătoare, domnule. Poți să vă și eu niște acte? Dacă nu vă deranjez. Cea mai mare plăcere. Poți să-i prezint toate actele, mă duc să... Dacă eu uite actele. Ia cuțitul ăsta. Sunt doar pe două toate. Uite, vă las și buletinul meu înainte. Repede ca să... Ia cuțitul repede. Bagă, lasă. Nu mai umbla la polițiști, că poate crede că suntem în pericol ceva. Poftiți, mă duc să tai animalul, că se putrezește acolo. Mihai Balus. Da, eu sunt.
Vi-l pun aici, în portbagaj, domnul. Bă, cum n-am văzut asta, ăștia, bă, ne-au urmărit, fii atent și tu. Uite-o, domn, de aici, stai că le pun aici, bă, vin ții coace, le pun pe capot aici. Doamne, cum ați putut o tăia cu așa cruzime? Sunt obișnuit, doamne, că eu n-am salariu ca dumneavoastră, vă dați și dumneavoastră seama. Da, da. Colegul, ai verificat actele? Da, să le-am verificat, am verificat. Pună la mine. Toate în regulă, colegul? Văd că sunt în regulă actele și de bracuna și de permis. O să le iau, domnule. Da, 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 Ian. Bă, Cristiane! Da! Dă-te să dăm mașina, să punem pielea și carne aici, hai în spate, pe saci. Hai, rezolvat, hai să plecăm, colegul. Da, da, trebuie să iau un pun actele. Stai să pun actele astea aici. Pune-le să așez sacul ăsta de plastic aici, să nu murdărim mașina. Și carnea, în primul rând. Gata, le-am pus aici, întorpit. Mamă, dar vezi că te-ai umplit de sânge. Ia, ajută-mă să le iau după jos. Eche. De aici. Deschide-și tu portbagajul de la mașină. Că-l deschid acum, e de la... Iau și care de asta? Mi-a rămas aici o bucată. Da, ia carnea și pune-o tu în spate. Pune acolo în spate și închide portbagajul. Să-l închid. Hai da. Hai să mergem. Gata. Mergem acasă să băgăm ăsta în pod, să le urcăm în pod. Nu, dar cum au apărut ăștia, băi. Bă, e bine că am prins că pe oră repede, bă, dar ce veni să răpărățiști, bine că n-a apucat să scos arma pe bărea. Am apucat, dacă știau că am și eu. Bine, că n-au fost puși pe treabă, că nu erau așa agresivi din câte văzut. Cred că era frică de... Îl știi pe Ban. De la Sighet. Ban îl cheamă. Când fac polițiștii ceva greșit, vine Ban ăla și zic că nu știu ce dracu le face. Dar ai auzit de el, mă, sau vorbesc ca prost? Bă, băieți, nu știu de ce naiba se tot oprește voice chat-ul random. M-auzi? Bă, m-auzi? Ha, bă! Bă, te aud! Stai că... Tu m-auzi? A, da, acum te aud și eu. Auzi ce ai zis ei. Da, m-auzi, dar am zis că-l știu pe bană ăla. Vine ăla și... Nu știu ce dracu le face de-i sperie așa pe polițiști ăștia, de nu mai acționează. Da, toți le e frică de ăla. Am auzit. E al dracu o fi cămătar ceva, că am auzit că te face să dispari de prin oraș, ori te omor, nu știu, nu-mi bag eu în cârcul de ăștia. Ești tot teama, mă, dracu, dacă auzi că umbli cu ăștia. Nu umblu eu cu banul ăla, nu...
tai potolița casa ta, du-te cu oile, fă brânza cu ăstea, nu-ți bate joc. Bă, dar ia să-i pune și un lemn de ăsta în spate. Nu, dracu, ne prinde ăștia. Nu vă zic că deja erau cu noi. Câte lemne sunt. Sunt ale unei astelică, nu știi? Bă, da, bă, da, dar zic, de unde le are pe toate alea acolo? Le fură de ăla morții lui de țigană. Bă, uite, și pe aici mai sunt unul. Bă, nu, cred lasă, asta... mergem încet, că dacă nu ne prinseră de ăla... Ia pentru viteză ăștia. Să mor eu. Uite, e acolo, stânga, ai văzut? Nu știu, bă, stai, că aici e secția aia de poliție. Aici e secția aia, că am uitat, dar mai bine de mult. În dreapta, unde dreapta e? În stânga. A, da, bă, uite, au renovat-o, când eram eu, era... Ha, bă, când m-am născut eu și am trăit la bunica Floare aici. Uite-l pe ăla ce mașină, ia uite, e pe ăla ce mașină. Păi, dar i-a vopsit cu pensul la... Au pus steagul România acolo pe... Da, nu știu ce au făcut, că bagă statul ăsta prea mult bani în poliție și ăștia nu-și face prea bani nimeni. Dar ăștia din oraș au mai și meșchere de-astea. Da, dau și bani. Eu cred că ăștia se ocupă cu dele necurate, cu de toate. E, păi și ce crezi, că nu-i prindea poliția dacă se ocupa cu de-astea? Păi nu văzuși că pe tine nu te prinseră, pe tine nu te prinseră. Păi nu m-a prins, dar eu n-am apucat să scoți ăștia, nu știu. Ba, nu știu ce să zic. Mie nu mi-e frică de poliție, dar atâta știi, timp cât știu că sunt în regulă, n-am treabă eu cu poliția. Eu m-am speriat așa puțin când i-am văzut. E în regulă că am închis ușa aia repede și n-am văzut cam... Bine că n-ai scos dracu arma, că altfel chiar că o pățeam. Uite atât, dar la semaforul ți-a setat în spate. N-apucai să văd că se făcu roșu târziu, după aia venea unul din intersecție și îmi rupea vreuna. Azi când n-a văzut nimeni, bine. Bă, zis să măta să-ți fac o poză la traversa asta de aici, de la ieșire. Ia urcă-te pe ăsta, pe traversa. Nu, că surâ, nu vreau poze. Ia zis să aibă amintire, nu știu ce căcat de calendar azi că face mătușe, dacă mă nebun. Acolo sus? Stai să iau camera, da. Păi direct. Cum să cazi, bă, dracu, care podelor, nu te urci. Păi da, dar cad. Mi-e frică. Nu cazi. Uite, e închis aici, n-ai voie să ui. Apa, da, uite. Ia ce scrie aici. Da, e vin de la, de casă. Nu știu ce-o fi. Ușor cu scările astea, că eu nu m-am urcat până acum. Mă, păi, zis da, că ea a văzut poze. Frică. Bă, t-a zis că a văzut ea poze. Ia, e bănci pe aici. Pune-te pe bancă aici, că mă duc să mă uiși pe pod pe aici. Ce... Mă pun aici. Dar nu se vede... A, uite, o, se vede și ăla de Toyota acolo. Unde? Ăla... În fața acolo, vezi, clădirea aia albă de se vede. Îl văd. Hai, pune-te pe bancă, că mă duc să mai dau o tură pe aici. Ia, uite, și solarele lui Teaticu. Mă... E frumos pe aici pe sus. Da. Ia, dă să-ți fac o poză, să scot aparatul. Ce fă mai aici, să coboră, că mi-e frică. Poate cad de aici. Dar tu filmezi sau faci poză? Acum, stai așa. Ia, zâmbește. Cum se zice? Fân! Acum se zice? Fân se zice. Fân! Și mai era una cu hello, cu nu știu. Hello! Stai că m-a ridicat, că m-am omorțit acolo. Ai făcut una în picioare aici. Da, hai. Și zi-o aia cu hello. Hello, mai cu metrile, așa era. Da, era un fel de ăsta, de noroc, nu știu cum să zic. Da, e fel de salut, așa trei șmecheri, am înțeles, așa fac aici până oraș. Dar nu mai șmecheri, nici ăștia prin oraș.
nu știu de asta. Hai să mergem, dracu, acasă, că se făcut târziu și mi-e foame. Ai grijă cu cobori. Aolu! Să bei apă, să nu ți se facă dracu rău pe drum. E un sandwich, lasă că iau sandwich la de mașină să mănânc, că mi-e foame. Bă, băieți, dacă vă place, apăsați și voi pe butonul ăla de like. Să vedem dacă mai facem în continuare videoclipuri. Dacă vă plac, normal. Dar nu mai mănâncă după... Ai zis că face mama tocăniță de aia. O face, dar nu cred că mai face la ora asta, dracu. Tu nu vezi că e... Cât e ceasul? E... Aolo... Stai că mă uit pe telefon, pe iPhone-ul ăsta. Mamă, e două noaptea de ea. Cu luminile astea de noroi nici nu-ți dai seama că e noapte. Păi, da. Dar ce bani au ăștia? Am avea, bă, și noi bani vreodată să ne luăm o mașină de la reprezentanța asta de aici. Nou nouță, să stăm și noi să ne doară în pulă. E bine nou nouță așa. Imediat după ce pleci pe azi, ea scade preț. Și degeaba o ieși. Am auzit și eu, dar nu știu ce să zic. Tot asta e mai bună. Bă, uite-l pe ăla, bă, ce viteză are. Au, bă, te pui cu ea ăștia la boliduri de... Te întoarce în sus când te trece odată până în tine. Au BMW-uri de-ale. Da. Mamă, dar cum a făcut aici e. Dacă e mașina aia lovită acolo. E... I-a scos ușa. Ia, vine poliția aia. Ce rec mai vor ăștia? Ce mașini au. Uite ăsta cum conduce. Bă! Ce dracu face ăsta? Cred că aveau gemul deschis, că am auzit că urlau. Ia că închid eu farurile să nu mai... Prins, poate cazi pe aici, eu zice le-a prins că nu vezi nimic pe aici. Eu ziceam să fac și o glumă cu tine, sunt desperit, dar dracu, nu mai vedem nimic, tăream pe autostradă înapoi. Eu vedeam polițiștii azi, băi, l-au și care de aici. Mi-e frică mie pe aici, că aici e aproape de casă. Tot aici e mai frumos decât în oraș. Ia uite căsuța noastră cu grădină, cu tot ce vrei tu. Da, vei nu-i atâtea lemne cât are țelică ăla, dar toți mai bune al noastre. Ba, măcar suntem fericiți, nu ca stelică divorțat cu... O am pe măta, te am pe tine. Cu banii stăm noi mai prost, dar încercăm noi să facem ceva, bă, băiatul. Asta că ne descurcăm noi. Hai să mergem în casă. Lasă-le acolo, că le bag mâine în debara. Eu nu vine vreo vulpe să mănânci aia. Bă, băieți, cam asta a fost episodul. Am fost aici cu Cristi, să zică și el un salut, să vă... Salut, salut. El. Sper să vă placă, dacă vă place, lăsați și voi un like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!